Polițiștii de frontieră din punctul de trecere Siret au descoperit și confiscat aproximativ 50 de recipiente din plastic cu substanțe toxice în mașina unui bărbat cu domiciliul pe raza județului Suceava. În urma efectuării formalităților de control pe sensul de intrare în România, echipa comună de control formată din polițiști de frontieră și lucrători vamali au efectuat un control amănunțit asupra autoturismului, persoanei și bagajelor. În cauză, polițiștii de frontieră suceveni efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tentativă la contrabandă calificată și transportul și tranzitul de substanțe și preparate periculoase.